Manchester City este echipa care anul trecut câștiga Champions League-ul, o echipă cu foarte mulți jucători tineri și talentați. În acest videoclip o să-i luăm locul lui Pep Guardiola și o să simulăm 10 sezoane ca manager la Manchester City. E bine, facem această simulare pentru că voi ați votat acolo, la comunitate ați votat, avem un procentaj, au venit oameni și au votat, avem peste 50 de voturi, ceea ce apreciez foarte mult și văd că vă implicați în ceea ce fac. E bine, am ajuns în Manchester, unde vedem că aici la Manchester City noul manager este Unreal Byte. Pentru Manchester City peste 60% din voturi. Mulțumesc oricum pentru toate voturile, chiar mulțumesc foarte mult. E bine, ca orice simulare de până acum aveți nevoie de obiective, așa că haideți să setăm obiectivele. Manchester City trebuie să câștige Premier League de 6 ori, deci de 6 ori Premier League trebuie câștigat. Manchester City trebuie să adune 20 de trofee în Arsenal, să aibă acolo foarte, foarte multe trofee. Manchester City trebuie să câștige de 4 ori Champions League-ul, iar Super Cup-ul să-l câștige tot de 4 ori. În squadul nostru trebuie să avem un jucător, măcar un jucător de overall 99. În squadul nostru, un jucător la nostru trebuie să aibă în total 5 ghete de aur. În squadul nostru trebuie să avem un jucător sau mai mulți care au câștigat balonul de aur. Trebuie să-l aibă câștigat de 6 ori. Ei bine, și pentru că suntem Manchester City, fiecare egal și fiecare lose contra cei de la Manchester United, va trebui să învârtim de această roată și în caz că pică da, va trebui să dăm la o roată la toți jucătorii noștri din primul 11, iar acel jucător care pică se va duce automat instantaneu la Manchester United. E bine, cam astea sunt obiectivele noastre, însă înainte să începem, v-aș ruga frumos să apăsați butonul ăla să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. E bine, acestea fiind spus, haideți să vedem și cum arată squadul nostru. Ok, foarte, foarte bine acolo, însă Rodri și Guardiol nu prea au locul lor. E bine, o echipă cu foarte mult potențial. Au aici foarte, foarte buni jucători. Haaland, adică deja de la Haaland îți dai seama că e foarte bună echipa. E bine, cred că cam așa vom juca. Foden poate să joace și dreapta și stânga, însă momentan să-l păstrăm pe dreapta. Grealish pe stânga, care o să joace destul de bine, chiar dacă are 27 de ani. Iar aici o să încercăm noi să-l folosim pe Guardiol, pentru că este un jucător foarte tânăr și foarte cu mult potențial. E bine, am uitat să menționez faptul că avem voie doar 2 transferuri per sezon. Și sincer, mă uit la această echipă, păi nu văd ce transferuri ar trebui să facem. E bine, sincer, singura poziție este Walker aici, însă nu știu dacă aș vrea să-l păstrez sezonul acesta. Mă gândesc să-l schimbăm sezonul acesta. E bine, avem aici 5 jucători foarte, foarte buni. Avem pe Trent Alexander-Arnold, Reece James, Ashraf Hakimi, Jeremy Frimpong și Arnaud Martinez. Pe noi ne interesează overall-ul și vârsta. Așa că cei mai bătrâni aici sunt Arnold și Hakimi, așa că o să-i scoatem pe aceștia doi. Reece James este mai bătrân și are și overall mai mic decât Frimpong, așa că iese și el. E bine, se pare că are overall 80, însă este cu 2 ani mai tânăr decât Frimpong. Așa că o să transferăm pe Arnaud Martinez, pentru că oricum este și mai ieftin. Hai să vedem, încercăm 40 de milioane pentru el. Haideți să vedem că vrea 40 de milioane pentru el. Let's go. Important, clar. O să-i dăm aici 4 ani, fără clauză. E bine, și vedem cum intră Arnaud Martinez în clădirea lui Manchester City. E bine, echipa arată foarte bine, așa că haideți să simulăm sezonul numărul 1 și să vedem ce reușește Manchester City să facă. Ei bine, haideți să vedem cine este câștigătorul balonului de aur și este... Haaland, let's go, mă, este Haaland. Mă, de obicei oricum el câștiga mereu primul balon de aur, așa că a fost un balon gratis oarecum. Și avem 1 din 6. E bine, Andrei, am desimulat, haideți să vedem cum arată echipa noastră și arată foarte, foarte bine Haaland acolo la 94. Wow, cât a pus să crească. Hai să vedem ce a fost top marcator la noi și a fost categorie Haaland cu 50 de goluri. 50 de goluri, wow, n-am mai văzut atâtea goluri. Mamă, și în câte competiții a jucat în Community Shield, Carabao Cup, Super Cup, Premier League, UEFA Champions League, Emirates Cup. Wow, foarte, foarte multe competiții. Hai să vedem dacă gheata de aur reușește să o câștige și reușește cu 42 de goluri. Wow! E bine, Premier League, haideți să vedem dacă am câștigat. Avem aici top 10 clar, top 10 pe Chelsea pe top 10, top 5 Newcastle, mai departe Manchester United, Arsenal și pe locul 2 o să fie Liverpool sau City. Let's go! Și... let's go, mă! Pe locul 2 Liverpool și pe locul 1 City cu... la egalitate de puncte! La egalitate de puncte, însă gol averajul clar mult mai mare al nostru. FA Community Shield, reușim aici să câștigăm al doilea trofeu. Let's go! Câștigăm Manchester United. Uite unde suntem scoși noi. Carabao Cup, haideți să vedem. Și nu câștigăm nici Carabao Cup. Haideți să vedem Super Cup-ul și reușim aici contra Sevilla 5-1. 2, foarte mi dominăm. E bine, în Champions League, în grupe, se pare că am ieșit pe locul 2. Wow, ok. Însă, în round of 6 ne-a scos Barcelona 5-2 la generalul. Și a câștigat Interul, se pare. E bine, haideți să vedem unde am pierdut sau am făcut egal versus Manchester United. Ok, se pare că i-am bătut acolo pe 29. Mai departe, se pare că am pierdut. Nu, am pierdut contra la cine la Manchester United cu 2-1. Of, am un spin. E bine, am un spin, așa că haideți să vedem. Te rog, nu faci asta în primul sezon. Nu din primul sezon, măcar. Ok, let's go, nu.
Ok, e bine. E bine, suntem în al doilea sezon, însă vedem că cam toți jucătorii sunt la Naționalul. Echipa noastră arată în continuare bine, însă aș vrea să transfer un nou portar, însă puțin bun decât Ortega, sincer. E bine, Diogo Costa e un jucător foarte, foarte bun, 24 de ani, 85 overall, se pare că o să-l transferăm pentru că este un portar destul de bun. Azi venim 80 de milioane, ce zice? Ok, este record cu 80 de milioane, let's go! E bine, echipa arată foarte, foarte bine, nu cred că mai trebuie să mai schimb nimic la această echipă, așa că haide să-i dăm simulare la sezon. E bine, haide să vedem dacă suntem nominalizați și se pare că, e Haaland, e Vini, Mbappé, dar și Lautaro, care a câștigat Champions League-ul sezonul trecut. E bine, haide să vedem ce a câștigat Balon de Aur și este Haaland din nou, mă, let's go, mă, let's go, Haaland câștigă al doilea Balon de Aur. E bine, antrenorul a simulat, haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte bine acolo. Haaland 96, KDB a scăzut, Rodri însă a crescut, Bernardo Silva și el. Haideți să vedem cine este top marcator la noi în echipă și este Haaland cu 44 de goluri, puțin mai slăbut sezonul acesta și 8 asisturi a avut și cea mai mult asisturi este clar Bernardo Silva. E bine, hai să vedem dacă a câștigat Gheata de Aur și a câștigat cu 33 de goluri. Let's go Haaland, bine mă. Hai să în Premier League top 10, clar Fulham pe 10, 8 Chelsea, pe 5 Arsenal, pe 4 Spurs, pe 3 Manchester United, hai să vedem, am rămas Liverpool și City și let's go, mă, let's go, am câștigat din nou pe Premier League cu 88 de puncte, mă, let's go. FA Community Shield și am pierdut vestul Manchester United, nu, am un spin. Emirates Cup, hai să vedem, reușim aici să câștigăm versus Chelsea în finală, Carabao Cup și, ok, câștigă aici Manchester United. E bine, în Champions League, parcă am fost în grupa A cu Sevilla, Celtic și Malmo. Am ieșit pe locul 1 din grupă. Round of 16 se pare că am trecut peste Inter cu 4-3 la general. Însă în quarterfinals ne bate Bayern cu 7-6 la penaltiuri. E bine și câștigă Bayern, da. Hai să vedem când au pierdut. Știm deja că au un spin. Hai să vedem, poate reușim să aibă doar un spin. E bine, se pare că am câștigat acolo pe 10. Am reușit să câștigăm cu 2-1. E bine, am un spin, însă am câștigat al doilea meci cu 2-0. Let's go. E bine, și acolo în dreapta pe 10 am câștigat cu 2-1. Bine, hai să vedem. Am un singur spin, însă poate asta acest spin să fie. Da, let's go, haide, te rog, nu, oprește, ok, let's go. După sezonul 5 o să scoatem un nu și o să rămână 3 de nu și un singur da. E bine, am intrat în sezonul cu numărul 3, însă echipa asta arată destul de grav acolo în mijloc, pentru că KDB scade în overall. Asta înseamnă că ne va mai livra un sezon foarte, foarte bun al lui, în rest o să plece. E bine, cei mai buni mijlocați de joc sunt Wirtz, Bellingham și Musiala. Musiala se pare că expiră contractul, am putea să luăm mult mai ieftin, însă cred că o să merge pe Musiala de asta. E bine, și se pare că Musiala pentru 149 de milioane vine la City. Let's go! 149 de milioane. Cum am zis, haide să vedem și ce rating primim. Ce? Ok, 127 refuz, imposibil, credeți-mă. E bine, o să intrat acum în locul lui KDB și KDB o să stea pe bancă aici în locul lui Nunez. E bine, haide să simulăm și acest sezon și să vedem ce se întâmplă. E bine, haide să vedem că suntem nominalizați și categoric acolo. Haaland este nominalizat însă între Vini, Mbappé și Kane, care a câștigat Champions League-ul anul trecut. E bine, haideți să vedem dacă a câștigat Haaland Balonul de Aur și este Haaland pentru a treia oară, mă, let's go, mă, let's go. E bine, antrenorul a desfumat, haideți să vedem cum arată echipa în sezonul cu numărul 3, let's go. Și vedem că toți sunt plecați de aici, puteți să vă overall, dar Haaland are 96 în continuare. E bine, haideți să vedem cine a fost top scorer la noi și clar, să fie Haaland, dar cu câte goluri. Ok, a fost faultat, ok, a fost accidentat, se pare. 34 de goluri și se pare că înlocuitorul lui a fost Bernardo Silva cu 32 de goluri și 23 de asisturi. Ce mai bun sezon lui Bernardo Silva. Un total de 55 de contribuții în 55 de meciuri. Hai să vedem și Gheata de Aur și ok, bun, reușim aici Haaland să câștige cu 38. Ah, de fapt, de fapt nu prea are sens. O să pune Haaland din cauza că pe locul 1. E bine, haideți să vedem în Premier League am făcut, însă suntem clar top 10, clar top 4, top 3, stai că m-am dus prea mult, dar ok, Manchester United pe 9, ok, deci nu am și o treabă, sigur n-am pierdut cu Andrei. Let's go, hai să vedem, Tottenham, Liverpool, cine a mai rămas? Am rămas Arsenal, cred că, ok, let's go, Arsenal, City, let's go, și reușim la egalitate de puncte, Spurs cu Arsenal, însă noi suntem departe, suntem la 89 de puncte, FA Community Shield, hai să vedem, câștigă Liverpool, bă, Emirates Cup, haide, se poate, Wolves, cine m-a scos pe mine? Wolves cu 5-4, Carabao Cup, let's go. Și nu reușim și aici. Locul 1 în grupă cu 11 puncte, însă în round of 16 mă scoate Real Madrid. Bă, ce rapid mă scot ăștia din competiții. Se pare că Manchester United are un egal acolo pe 15. Se pare că o să aibă un spin. Mai departe vedem acolo în dreapta cameră și se batem pe 2 cu 3-2. Asta se ca un spin, haide să vedem aici ce pică. Let's go, haide mă. De bune, dăm nu. Let's go, dar nu, let's go. E bine mă, e bine.
E bine, am intrat în sezonul numărul 4, haideți să vedem cum arată echipa. În continuare sunt aici ei plecați, dar se pare că cam la fel arată, însă nu avem unde să facem schimbări. Vedem aici tot mijlocul care arată bine. Kuto se pare că a luat locul aici lui KDB care a plecat. În sezonul acesta nu o să facem niciun transfer pentru că nu avem nevoie, efectiv echipa arată prea bine. E bine, haideți să simulăm aici acest sezon și să vedem cum se descurcă City. E bine, haideți să vedem cine a câștigat balonul de aur și este Haaland din nou. Wow, și faultat a câștigat balonul de aur aici, cred că al patrulea lui. E bine, antrenat de simulat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Haaland la 97, wow, ce a crescut. Hai să vedem top scorer, clar este Haaland. What? What? Nu este Haaland, este Bernardo Silva cu 31 de gol, mă, dar uitați-vă câte goluri. 31, 28, 23, 16, 10. Restul mai pune că spes sub 10, dar totuși. E bine, goalgetter, hai să vedem ce a fost goalgetter aici. Oh, mucoco. Hai să vedem în liga noastră ce am făcut însă. Top 10 clar, top 5 clar. Oh, Liverpool pe 6, pe bune, ok. Manchester pe 4, Newcastle pe 5, cum am spus. Și Arsenal pe 3, ok. Cine pe locul 2? Oare cine a mai rămas? Cred că Spurs. Hai să vedem totuși pe locul 2, let's go. Cine este? Și este Spurs, da. Este Spurs și City pe 1 cu 85 de puncte. FA Cup, reușim aici să câștigăm. Emirates FA Cup, ok, reușim și aici să câștigăm. Carabao Cup, nu reușim aici, ne scoate. Ok, ne scoate Spurs, ok. E bine, hai să vedem ce a făcut în Champions League. Locul 1 în grupă cu 18 puncte, full puncte. În round of 16 se pare că am dat de Borussia Dortmund și am bătut cu 3 la 1 la general. În quarter final se pare că am dat de cei de la Liverpool și am bătut cu 7 la 2 la general. În semi final se pare că am jucat versus Bayern, care ți-e minte că ne-a scos atunci la penalty ori să dea, dar să trece peste ei cu 4 la 3, let's go. Și vom juca finala versus cei de la RB Leipzig, let's go. Și reușim să o câștigăm cu 2-0, Manchester City devine iar campioana Champions League, let's go. Însă hai să vedem unde am pierdut versus Manchester United. S-au făcut egal, let's go. Ok, se pare că am făcut egal acolo sus pe 7 cu 3-3. Mai departe se pare că am bătut în cupă cu 2-1, let's go. Și după aia am bătut în ligă cu 2-0. E bine, se pare că am un spin, hai să vedem ce pică. Și te rog pică nu, te rog pică nu, let's go. Haide, no, 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 no. Treci peste, treci peste, treci peste. Se poate, haide mă, haide mă. Bine mă. Bine mă, let's go, mamă, nu pot să cred. Wow, ce aproape am fost, wow. Bine mă. E bine, suntem în sezonul numărul 5, let's go. Hai să vedem cum arată echipa. Echipa arată foarte, foarte bine, de fapt arată foarte bine și pe banca de rezervă. Însă echipa asta arată foarte, foarte bine. Nu văd, efectiv, nu văd unde ne-ar trebui un jucător nou, în afară de left back. Dar am încredere în el că o să crească super bine. Dacă nu, până la urmă să transferăm, dacă chiar asta este problema. Da, eu zic că este ok momentan. E bine, dăm simulare și la acest sezon să vedem ce reușește Manchester City să facă. E bine, haideți să vedem dacă Haaland o face din nou și reușește, mă, din nou, mă, să câștige balonul de aur, mă, let's go. Cred că e a 5-a oră, 4-a oră, mă știu. E bine, Andrei, de simulat, hai să vedem cum arată echipa și echipa, mamă, toți sunt plecați la național, afară de Anderson, din cauza că Brazilia nu este. Ok, Haaland la 98, wow, ok, Grealish n-a crescut, Foden n-a crescut, ca să l-a scăzut însă. Însă hai să vedem ce a fost un marcator și a fost Haaland care are un roșu, nu știu ce e de ăsta, dar are un roșu cu 32 de goluri. A cam scăzut la goluri, nu știu cum să vă zic, a cam scăzut, însă Grealish au urcat și la gol cu 32 de goluri. Pe Ramos în continuare marchează foarte, foarte multe goluri, 26. Hai să vedem că a câștigat gata de aur și reușim aici Haaland că o câștigă cu 23 de goluri. Însă pe locul 2 era Grealish care oricum ne asigura că o să câștigăm cu 22 de goluri. Hai să vedem în Premier League ce am făcut. Top 10 clar, top 5, Manchester United pe 8, ok, e bine. Chelsea pe 5, ok, Newcastle pe 4, pe 3 Brighton, pe 2 Liverpool și noi câștigăm Premier cu 99 de puncte, let's go, mă. FA Community Shield, ok, pierdem în finală, bă, ce trist. Emirates FA Cup, reușim aici să câștigăm contra cei de la Liverpool cu 3-1. Carabao Cup, hai să vedem și, ok, nu reușim, ce ne scoate, scoate Aston Villa, ok, la penalty. Hazen Super Cup, nu reușim, 2-1 ne bate Atletico Madrid, bă. E bine, hai să vedem ce a făcut în Champions League. Aici reușim pe locul 1 în grupă să ieșim. Round of 16 am jucat contra cei de la Wolfsburg și se pare că am trecut mai departe cu 5-2 la general. În quarter finals câștigăm acolo la penaltiuri versus cei de la Paris Saint-Germain 4-1 la penaltiuri. În semifinale se pare că trecem peste Inter cu 5-1, i-am spart. Iar vom juca finala contra cei de la Arsenal care am câștigat, mă, let's go, cu 1-0, mă, let's go. E bine, haideți să vedem unde am pierdut sau am făcut egal contra cei de la Manchester United. Ok, se pare că am câștigat acolo pe 19. Am câștigat și acolo în cupă pe 30 cu 2-1. Însă se pare că am pierdut acolo pe 6 cu 3-2. Bă, am un spin. Însă de data aceasta am mai scos încă un nu și acum sunt 3 de nu și un singur da. Let's go, hai să vedem. Te rog, te rog. Come on. Te rog, nu. Fără da. Ok, mă, reușim, let's go.
Niciun da. E bine, în acest sezon cred că o să facem o schimbare la echipă. Grealish cred că o să iasă pe care 32 de ani și în curând o să facă 33 și o să scadă categoric în continuare. Și loc Brown și o să mai țin un sezon, însă sezonul viitor cred că o să trească să schimbăm. Rodri probabil ce la fel, însă are 94 overall, foarte, foarte bine. Cancelul clar nu o să mai prinde niciun meci, așa că o să intre aici Arnau Martinez. Bine, o să transferăm și pe Vini aici pe stânga să ne bubuim, efectiv să bubi, așa că hai să-l transferăm pe Vini, hai să vedem cât o să trească să uităm undeva la vreo 220, let's go, 220, 273, olo, da, avem bani, avem bani. Hai să ne 233, hai să ne 233, 233, ok. E bine, și vine un nou star la City, vine Vinicius Junior. Ok, este un A, ok, chiar este un A, ok. E bine, acum arată mult mai bine echipa noastră, însă, da, v-am spus, sezonul viitor o să se schimbă Bernardo Silva, din păcate, pentru că are 33 de ani. E bine, haide să simulăm și acest sezon, să vedem ce reușește Haaland cu Vini să facă la Manchester City. E bine, haide să vedem că Haaland o face din nou și Haaland câștigă din nou. Bă, cred că o să aibă Haaland 10, 10 banane de aur, pe bune mă zic acum. E bine, Adrian, simulați, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine Haaland, 99, mă, let's go, mă, let's go. Vedem acolo că Silva a scăzut, din păcate, dar asta este, o să aducem un alt mijlocaș sezonul viitor. Hai să vedem top scorer și este Haaland cu 46 goluri și 9 asisturi, a spart efectiv. Dar am îndeplinit și obiectivul acela. Vini se pare că am scris și el 25 de goluri, Bernardo Silva în, cred că ultimul sezon lui, am scris 20 de goluri, foarte, foarte bine pentru el. Mai departe, hai să vedem și reușește aici Haaland să câștige gheața de aur. Din nou, let's go, mă. Hai să vedem premiere ce am făcut și... Ok, matchul strâns pe 9, cam greu, cam greu. Ok, pe 5, Liverpool pe 4, Chelsea. Mai departe, Arsenal. Hai să vedem, pe locul 2 este ori Spurs, ori noi. Let's go, hai să vedem. Și este Spurs, mă, și noi pe locul 1 cu 97 de puncte. Ia, spart. FA Community Shield, hai să vedem. Pierdem cu 2-0, of. Emirates FA Cup. Ok, reușim să-i batem pe cel la Manchester United în finală. Carabao Cup, hai să vedem și reușim să câștigăm Carabao Cup. 2-0 versus Fulham. Super Cup, hai să vedem, reușim aici cu 2-0, data asta îi batem pe cei de la Atletico Madrid, let's go. Hai să vedem Champions League și am făcut locul 1 în grupă cu 16 puncte. Round of 16, se pare că am dat de Frankfurt și am trecut peste ei 5-2 la general. Însă în quarterfinal, se pare că câștigă aici Atletico Madrid 4-3, trece peste noi și finala o câștigă RB Leipzig. E bine, se pare că acolo pe 26 câștigă Manchester United un match, se pare că au un spin. O, facem egal cu Manchester United acolo, au două spinuri. Ok, și acolo câștigă cu 3-0. Iar se pare că mai dăm de ei pe 26 acolo cu 2-1, reușim să-i batem. Și acolo pe 16 cu 3-0. Am dat numai de Manchester United. Bine că am scăpat, nu știu câte meciuri contra acela Manchester United. E bine, au două spinuri. E greu, e foarte greu să nu pice. Da, e foarte greu. Hai să vedem. Let's go, primul spin. Let's go, hai să vedem. Te rog, ai milă. Ai milă. Ok, am milă primul. Hai să ieși al doilea, let's go, hai să vedem și... Te rog, nu, treci peste, nu, a picat, da, până la urmă, of. E bine, am pus aici toți jucătorii din primul 11, oh, e greu, hai să vedem, să sperăm că pică Rodri, Silva, Luis ar fi bine, Ederson ar fi bine, hai, te rog, dar nu Haaland și vine, te rog, și nici Musiala, hai să vedem, let's go, hai să vedem și... Te rog, nu, mă, bă, nu mă, cum să pice Vini, a picat Vini, bă, nu. E bine, vom merge la Vini și îmi vom da release player, of, 46 de milioane, wow. E bine și se duce Vini la Manchester United, din păcate. E bine, am intrat în sezonul numărul 7 și văd deja în atacul ăla e problematic foarte, foarte mult. Sper că Foden a plecat și Vini nu este aici, a plecat și el și nu cred că vrea să joace Grealish pe stânga. Am pe Doku ce drept aici, nu știu dacă o să poată să joace așa de bine. Are 27 de ani, da, nu cred. Așa că sezonul ăsta vom transfera doi wingeri. Foden apare să la Chelsea, pe bune, mă. E bine, cam acestea și jucători. Aici avem pe Rodrigo, Saka, Martinez și Guevara Schelia care aș vrea să-i transfer. Însă nu prea am bugetul necesar. Am 192 de milioane la dispoziție și cred că right winger-ul ne trebuie neapărat. Așa că voi merge pe Rodrigo pentru right winger.
E bine, și Rodrigo vine la Manchester City. După Vini, vine și Rodrigo, let's go. Bine, cam așa o să arate echipa, arată destul de ok. Rodrigo în dreapta, Haaland atacant. În stânga o să joace în continuare Grealish, nu avem ce să facem, însă o să scade destul de mult sezonul ăsta. Mijlocul o să rămână același și în sezonul viitor o să aducem neapărat un left winger și un center mid aici. Avem foarte mare nevoie. Hai să vedem ce sunt nominalizații și sunt Mbappe, un jucător la Barcelona, Leao și Ferran Torres, cred că da. Ok, sper că sezonul ăsta nu va câștiga Haaland. E bine, Adrian de simulat, hai să ne cum arată echipa. Și echipa majoritatea sunt la națională. Sper că și Haaland de la națională. Rodrigo a crescut foarte bine acolo, însă Grealish a scăzut. Da, exact la ce mă temeam, dar asta este. Însă hai să vedem ce a fost top marcator. Și este Haaland cu 52 de goluri. Bă, ce mai multe goluri văzute de mine. Iar la asisturi Bernardo Silva cu 24 de asisturi, wow. Hai să vedem, clar, nu? Clar, da, 32 de goluri, wow. Mukoko pe locul 2 totuși. Hai să vedem Premier League ce am făcut totuși. Top 10 clar, top 5 ok, Liverpool pe top 5, Spurs pe 6, 4 Arsenal, 3 Chelsea și am rămas, United, ok, United și City, let's go, hai să vedem și reușim, mă, let's go, cu 98 de puncte, departe de United, departe. FA Community Shield, ok, și mai aici versus Spurs, 2-1, Emirates FA Cup, hai să vedem, reușim să câștigăm cu 3-0 versus cei de Arsenal, let's go, Carabao Cup, let's go și, nu suntem aici și suntem scoși de cine se scoși, what, de Burton Albion. Hai să vedem un Champions League ce am făcut. Am terminat aici grupa pe locul 1 cu 16 puncte. În round of 6 se pare că am jucat contra cei de la Wolfsburg, am bătut 5-0. Quarterfinals am jucat contra cei la PSG și am bătut 6-2. În semifinal am jucat versus Spurs și am bătut 6-1. I-am spart pe ei. Și finala va fi contra cei de la Sevilla. Hai să vedem și finala. Reușim să o câștigăm 3-0. Efectiv am dominat în acest Champions League. Hai să vedem totuși de câte ori am pierdut cu Manchester United. Ok, sper că am făcut acolo sus egal pe întâi. Ah, ok, am un spin. Ok, acolo am câștigat cu 3-1, let's go. E bine, au doar un spin, hai să vedem. Dăm un spin și te rog, let's go, nu. Nu, treci peste. Bun, ok, let's go. A picat, nu. E bine, suntem în sezon cu numărul 8 și avem nevoie de un left winger neapărat, dar și de un mijlocaș pentru că Bernardo se pare 35 de ani. Nu mai poate mai joace seara. Însă data asta avem bugetul necesar. Haideți să vedem ce reușim. Ok, o să încercăm direct la Kvaratskhelia aici, să vedem ce reușim să facem. Să sperăm că putem să scoatem un preț destul de bun. O să încercăm un 140. Let's go, te rog. Come on. Ok, 140, perfect. E bine, hai să vedem pe cine transfer. Avem nevoie de un mijlocaș. Aici avem Arda Güler, dar este destul de scump. Benacer, care este ok pentru că expiră contractul, este bătrân. Și aici avem Pedri, care expiră contractul, ceea ce mă face să cred că o să putem să-l luăm. Dar hai să vedem totuși. Mă bazez foarte mult pe Silva, că costă destul de mult și o să mai bag aici. Eu, adică hai să vedem așa dacă vrea. Come on. Ok, a vrut direct așa, ok. N-are ce sens, dar ok. Bine, și vine Pedri la City. Let's go, man. Am întâlnit acolo în mijlocul foarte bine. E bine, echipa arată așa de bine. Haideți să semnăm și sezonul numărul 8. Hai să vedem care sunt nominalizații la Ballon d'Or și sunt, ok, Vini. Da, ce-mi place să-l văd pe Vini în kitul celor de la Manchester United. Mbappé, Rodrigo și Haaland. E bine, și hai să vedem cine este câștigătorul Ballon d'Or și este Haaland. Let's go, Haaland. E bine, antrenorul a simulat, hai să vedem cum arată echipa. Și echipa arată foarte, foarte bine. Kvaratskhelia a crescut, Musiala, cred că a crescut și el, Pedri a crescut. Hai să vedem ce a fost top marcator la noi în echipă. Și este Haaland cu 46 de goluri, let's go, și 5 asisturi. Și la top asisturi este Pedri cu 16. Hai să vedem, este și la top marcator aici la ligă. Da, este 31 de goluri. Haideți să vedem în Premier League ce am făcut. Top 10 clar, top 5, top 4, Manchester United pe 4, Liverpool pe 9, Leeds pe 4, ok, Spurs pe 3 și a rămas Chelsea, wow, ok, Chelsea pe 2 și câștigăm clar aici. 97 de puncte. FA Community Shield, reușim să câștigăm versus Manchester United acolo, perfect. Emirates FA Cup, ok, reușim și aici. Carabao Cup, nu reușim. Ce ne scoate? Ok, ne scoate Sunderland, ok. UEFA Super Cup și na, ne bate Bayern pe bune. City Bayern Real, wow, mamă. Reușim să ieșim pe locul 1 totuși, cu 13 puncte. Round of 16, hai să vedem, reușim aici să trece peste Benfica cu 6-2. Însă în quarterfinals ne scoate Arsenal cu 3-2 la general. Și cine câștigă? Câștigă Milan. Hai să vedem câte ori am pierdut contra cei mai Manchester United. Acolo vedem că am câștigat. Mai departe am făcut un egal, bă, am un spin, ok. Acolo sus pe 3 am bătut cu 4-1, let's go. E bine și se pare că am un spin, hai să vedem. Și te rog, nu. Nu, pică pe nu.
Scăpă, nu. Ok. Hai mă, stop, nu, gata mă. Gata, nu. Bă, voi vedeți cât de aproape a fost? Asta e că le pot să... Uitați-vă și voi cât de aproape a fost. E bine, am intrat în sezon cu numărul 9, așa arată echipa noastră, însă avem nevoie de întâlnire aici la cât de mult, pentru că Rodri are 35 de ani. E bine, și avem buget destul pentru acel transfer. Ok, și haideți să-l transferim pe Tchouameni aici la echipă. Ei bine, și l-am aici pe Tchouameni, pe Rodrigo băgat pe bancă, dar asta este, știm că o să scadă foarte mult, are, mamă, cât are? 48 pace, wow! E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 9 și să vedem ce reușește Manchester City să facă. Haideți să vedem cine sunt nominalizații și sunt... Oh, 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 3 jucători de la City, Kvaratskhelia, Haaland și Rodrigo și Leao, de câte văd. E bine, am trebuit să simulăm sezonul cu numărul 9, haideți să vedem cum arată echipa și Haaland în continuare la 99, Kvaratskhelia a crescut la 94, Rodrigo și la 93, Musiala la 97. Însă haideți să vedem cum s-a sucat aici echipa, 52 de goluri, Haaland, let's go! Hai să vedem cine a câștigat aici Golden Boot și câștigă Moreira, nu e Haaland, wow! După atât timp mă mir să-mi fie Haaland aici, ok. Ok, haideți să vedem ce a făcut în Premier League, top 10 clar, top 5, tot 4 Brighton, Arsenal pe 5, pe 3 Spurs și Chelsea pe 2 și noi pe 1, let's go, cu 85 de puncte, sunt aproape acolo. FA Community Shield, hai să vedem, am câștigat aici contra Chelsea, 2-1. Emirates FA Cup, am câștigat versus Liverpool cu 2-0, let's go. Carabao Cup, hai să vedem, câștigăm și Carabao Cup cu 4-2, let's go. Hai să vedem ce am făcut în Champions League, însă în grupa A se pare că Juventus cu Manchester City a ieșit pe locul 1. În Round of 6 se pare că am jucat versus cei de la Benfica și am bătut aici cu 3-2 la general. În quarter final s-am jucat contra cei de la Genk și am reușit să-i batem cu 3-1. Însă în final se pare că am jucat versus AS Monaco cu 4-2 trece pe 6 și vom juca finala contra cei de la Juventus, care am câștigat-o, let's go, mă, cu 4-2. Haideți să vedem însă unde am pierdut sau am făcut egal versus United. Oh, facem egal acolo, 2-2, am un spin, ok. Iar acolo pe 10 se pare că câștigăm cu 2-1. Mai departe se pare că pierdem, nu, pe 23 pierdem, au două spinuri, e clar. Ok, deci acum dacă nu pică de două ori, da, s-a terminat, s-a să vezi. Hai, primul. Ok, te rog, nu, te rog, nu, nu, nu fa asta, nu, treci peste, treci, let's go, hai, haide mă, nu, no, hai să vedem, dacă mai am încă o șansă, hai că încă o șansă, mai am încă un jucător de-al meu, nu, te rog, nu, nu pot să cred, nu, de ce, bă, mi-a furat doi jucători, bă, am cobit, nu pot să cred, am cobit. E bine, am pus aici toți jucătorii pe care avem noi în primul 11, hai să vedem, au doi jucători, bă, ok, poate să ia pe cine vrea, dar nu pe Haaland, te rog eu frumos, hai, let's go, hai să vedem. Primul jucător furat este, ok, este Gvardiol, ok, este Gvardiol, hai să vedem, al doilea, come on, ok, please, nu, să nu fie Haaland, atât. Ok, este Diaz, te rog eu, Diaz, bine mă. Ok, este Diaz. E bine, se pare că efectiv ne-a furat fundașii. Cei doi fundași sunt efectiv furați. Guardiol cu Diaz. Diaz era ok, oricum vrea să plece. Contract expiring, 35 de ani, mă bucur. Release player, pa. Dar însă Guardiol mai mergea, asta este. E bine, Ruben Dias, după cum vedeți, Ruben Dias și Guardiol sunt ambii la Manchester United, din păcate. E bine, suntem în ultimul sezon din această simulare a lui Manchester City. Echipa arată foarte, foarte bine, însă clar ne trebuie doi fundași în locul acelor care a plecat. Bine, avem buget pentru doi fundași, eu zic că avem destul de mult buget, însă haideți să vedem ce fundași luăm. E bine, ne-am întâlnit aici fundașii cu Kunde și cu Bastoni. Acum suntem pregătiți pentru sezonul cu numărul 10, însă vedem că Haaland a început să scadă de la 99. E bine, tot obiectivul este făcut, pentru că noi am reușit să ajungem la 99, însă asta e dacă a început să scadă. E bine, haide să simulăm și ultimul sezon și să vedem ce reușește City să facă, let's go! E bine, haide să vedem ce a câștigat balonul de aur și este Haaland! Let's go, Erling Haaland! Cred că efectiv o singură dată a câștigat a jucător și acela a fost Mbappé, în rest Haaland a fost mereu acolo. E bine, am trebuit de simulat sezonul cu numărul 10, așa că haide să vedem cum arată echipa! Și echipa arată, stai, ce se întâmplă?
ce se întâmplă, de ce Haaland are 97 vreo și de ce Musiala e aproape de overall de 99. Wow, e prima oară când îl duc în simulările acestea pe Musiala la overall-ul ăsta. Hai să vedem tot marcator, cine e, Musiala sau Haaland? Ok, este Haaland, este Haaland, n-are cum să fie altcineva, n-are cum. Însă Rodrigo foarte aproape de el, Kvaratskhelia și el cu foarte multe goluri și la top assist Kvaratskhelia. Hai să vedem gheata de aur și Haaland cu 25 de goluri. Let's go, în spate este Mukoko, Manchester United. E bine, l-avem aici pe Kunde și pe Tadic, pe care îi vom transfera la noi în echipă. Ok, haideți să vedem ce am făcut în Premier League. Suntem top 10, clar, top 5 Spurs, top 4 Liverpool, top 3 Chelsea și a rămas Manchester United, da. Hai să vedem cine este pe locul 2 în ultimul sezon. Hai să vedem și... No... Nu pot să cred. Nu pot să cred. Bă, în ultimul sezon ați decis să ne bateți, mă. Să ne bateți și Manchester United, 90 de puncte. Bă, ești nebun. Ok, hai. FA Community Shield, am câștigat fără nicio problemă. Emirates FA Cup, am câștigat. Carabao Cup, am câștigat și Carabao Cup. UEFA Super Cup, am câștigat și UEFA Super Cup. Deci dacă reușim să câștigăm și Champions League-ul, am câștigat aproape toate trofeele în afară de Premier League. Bă, cine a făcut atât de la Manchester United? E bine, aici destul de grea grupa cu Real Madrid și ASE Monaco și Galatasaray. Pe locul 2 ieșim din grupă. În Round of 6 mi se pare că tăm de PSG și bate cu 4-2, let's go. În quarterfinal se pare că tăm de ASE Monaco și îi înfrânge cu 3-2 la general. În semifinal se pare că tăm de Chelsea, pe care batem cu 5-1 la general și vom juca finala contra cei de la Bayern. O finală foarte, foarte grea și frumoasă. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm și... Reușim, bă, cu 3-2 la final. Reușim să câștigăm în ultimul sezon Champions League cu 3-2. Let's go, mă! E bine, un hype foarte mare și o simulare foarte frumoasă cu foarte multe trofee. Cred că am făcut aproape toate obiectivele. Super capul, cred că l-am făcut. Champions League-ul, l-am făcut. Eu zic că l-am făcut Champions League-ul. Sau dacă nu mai trebuie una sau două cupe câștigate. Balonul de aur, își mai să mai discutăm. Cred că am 9 balone de aur. 9 balone de aur din 6. Gheața de aur avem clar. 99 o avem clar, 20 de trofee sau 25, mai știu câte am zis la început, sigur l-avem, eu zic că l-avem. Asta este, cred că, cea mai bună simulare pe care am făcut-o eu, și cu Manchester City totuși. Oricum urmează și cu Real, urmează și cu Bayern, cu echipe care sunt tot la fel destul de mari. Ei bine, îi dăm înapoi echipa lui Pep Guardiola și noi ne vedem de treaba noastră cu altă echipă. Dar cam atât a fost episodul, dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de, să zicem, cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce postez nou. Nu uitați să scrieți în comentarii cu ce echipe doriți să mai fac în afară de Real, pentru că asta e următoarea, dar să le pun acolo pe listă, ce zic. Sau dacă nu, poate mai facem încă o secțiune de vot și vedem acolo cine pică. Până atunci a fost Unreal White, v-am obat. Pa, pa!